Perioada postului este una a purificării trupului și a spiritului, însă, din punct de vedere nutrițional, lucrurile nu stau chiar atât de simplu. În contextul unei vieți aglomerate de probleme, responsabilități și stres, poate părea destul de complicat să ai și un regim alimentar corect. Soia este singura proteină vegetală completă. Specialiștii nutriționiști sunt de acord că, în afară de proteina de calitate, soia mai conține aminoacizi esențiali, fier, calciu, magneziu, vitaminele E, B1 și B2. Ne aflăm în perioada postului, iar soia este un aliment foarte căutat, deoarece conține o proteină de bună calitate și este un aliment de bază pentru cei care țin postul și pentru vegetarieni. În plus de asta, soia poate fi consumată și în scop terapeutic, pentru afecțiuni hepatice, pentru diabet, gută, hipercolesterolemie, hipertensiune, ateroscleroză. Ați eliminat carnea, dar vreți să-i simțiți consistența? Atunci, produsele din soia reprezintă alternativa ideală. Condimentate corect, sunt gustoase și nu vă furnizează niciun gram de colesterol. Soia este o plantă bogată în proteine, iar gustul său se apropie de cel al cărnii. Are de asemenea un conținut bogat de fitoestrogeni, hormonii vegetali. Ea poate fi consumată după vârsta de 3 ani, pentru că soia conține proteine de calitate, precum cele din carne sau brânzeturi, trebuie consumată doar în anumite combinații.